Bună, toată lumea! Da? Să continuăm astăzi cu eliberare pentru Petre și Elena. Așa. Petre decedat în 20.1.1990. Da? Așa. A murit în somn și au fost și câteva incidente care o să le vedem pe parcurs. Iar Elena spune că a murit foarte tânără, avea 57 de ani, a murit de cancer. Așa. Relaxează-te, te întinzi, închide ochii și ascultă vocea mea. Am să te ajut acum să intri în stare de hipnoză, urmărind întocmai indicațiile mele. Concentrează-te acum pe respirație. Urmărește fluxul respirației tale, cum aerul intră și iese din pulmonii tăi. Cu fiecare respirație te umpli de lumină pură și mușchii tăi se relaxează gradual, treptat, până când o să-i percepi relaxați și moi. Cu fiecare expirație te relaxezi și mai mult și elimini toate tensiunile interioare. Acum o să te ajut să te relaxezi și mai mult, atât fizic cât și mental. Închide ochii și relaxează-te din ce în ce mai profund cu fiecare respirație pe care o faci. Așa, foarte bine. Acum, cu ochii închiși, vreau să privești în interiorul minții tale minunate. Privește. Pe măsură ce privești, vei vedea foarte curând o imagine asemănătoare celor pe care le vezi într-o sală de cinema atunci când luminile sunt stinse și pe ecran încep să apară, să dispară diferite cifre. Bun. Acum, în câteva momente, voi începe să număr descrescător de la 20 la 0. Cu fiecare număr pe care îl rostesc, acele numere pe care le vezi cu ochii minții tale vor licări și vor dispărea pe ecranul minții tale. Acest lucru te va face să te simți mult mai relaxată decât înainte, iar când va ajunge la 10, vei fi deja în stare de hipnoză. La 0, te vei simți chiar și mai relaxată, relaxată profund și destins. Așa, fii gata. Și 20, din ce în ce mai relaxată și mai calmă. 19, 18, tot mai profund, relaxată. 17, 16, te relaxezi din ce în ce mai mult. 15, 14, relaxată profund. 13, 12 și te relaxezi. 11, 10, acel sentiment confortabil și cald. 9, 8, te relaxezi mult mai adânc. 7, 6, ești relaxată adânc. 5, 4, te relaxezi din ce în ce mai profund. 3, 2, relaxată, mult mai profund și calmă. 1, 0, te afli în cel mai plăcut și sigur loc, relaxată într-un profund somn hipnotic. Te simți atât de plăcut și de confortabil și ești fericită că te afli în acest loc. Într-un moment îți vor urma de la 1, la 3. Iată, te vei conecta telepatic și informațional
partea sufletească, acel care a fost Petre, identificându-l, dându-i acordul, așa, și Elena. Să începem cu Petre. Da. Îl văd lucrând în ceva construcții. Arată un pic diferit față de ceea ce am văzut și este da, la ce noi. A fost, da. Așa. În orice caz, este ceva foarte modern și foarte înalt. La sudură la fiarele de care alcătuiesc cofărajul. Deci, așa și deci este îmbrăcat într-o salopetă matlasată cu griși portocaliu și are o cască din aceea de constructor. Dar surprinzător este transparentă și parcă aleargă niște bulinuțe, niște circuite și are niște ochelari de reflexe ca oglinzile, nu-i se văd ochii. Faptul că am atins această structură, acest corp și i-am identificat esența, da? Da. M-a ajutat să ajung la el. Apoi, scena s-a schimbat un pic și el nu mai sudează, ci ține un fel de mașină din acea pe camăr, știi, de mână. Mm-hmm. Ar veni, nu știu dacă așa se cheamă. Mașină da. Din aceea care găurește, da? Și parcă acum scoate fiarele respective. El cum este? Este diferit din tabloul cel din urmă? Este s-a o schimbat variantă, ceva? O variantă din viața respectivă, adică seamănă un pic la chip și la anumite trăsături, dar este mai înalt și mai solid, foarte masiv. Așa, masiv. Are barba scuțită, atât am văzut. Da. Așa am spus să-și dea ochelarii jos, să-i văd ochii. Da. Surprinzător, deci. Este ceva diferit? La ochiul stâng, deci ochiul este galben. Adică pupila. Pupila și cu irisul sunt galbene, da? Arată identic ochii, dar aici este galben și ca și cum ar fi pus un ochi artificial, da? Adică mișcarea celor doi ochi este destul de bine coordonată, numai că este o altă culoare. Are legătură cu mecanismul din cască. Da. Spune că care este legătura? Aceste structuri îl ajută pe el ca suflet să stea în corpul ăsta. Pentru că corpul ăsta este un fel de copie a clonei care a avut-o când trăia și adică nu este genul acela de corp construit ca să lua de la zero, știi? Deci, născut, crescut, știi? Da. Da. Și atunci ei trebuie să conecteze așa. De fapt, pe toată, stai un pic, am zis ochiul stâng, da? Da, ochiul da. Stâng. Da. Am zis bine că în partea mea opusă mie, cum stau față în față și... Deci, sunt unii parcă spăziți de niște soldați negri, mai masivi ca ei. Toți muncitorii ăștia de aici sunt echipați așa, salopetele diferă, cred că este vorba de un grad de ierarhie, pentru că îi văd verzi și salopetele roșii, cred că sunt cei mai mari în grad. Deci agită ceva ca și cum ar agita un batic sau o batistă. Țipă la el într-o limbă guturală. Știi, ce origine are această limbă? Care o cunoaște. O identifică un amestec între evraica veche și aramaică. Da. Spune că este un dialect catsim. Așa se numește dialectul ăsta și că el în alte vieți l-a vorbit și l-avea în memorie. Îl poate identifica. Spune. Da. Și zice că, de fapt, comenzile ajung direct cum ar veni la cască și la instrumentar. Ajung unde trebuie să, unde vor ei. Da, dar printre ei, printre așa, sunt și oameni care sunt răpiți efectiv și au corpuri fizice. Da. Este un loc unde s-a creat un fel de buclă și din acea buclă este o linie spre viitor. Citesc 1084, da?
Nu mai este nimic pe orizontală, totul este pe verticală, dar este pe ceva care copie Pământul, o planetă artificială. Și îmi vine Terra 8. Deci au mai fost 7 și mai există încă? Sunt sau au fost și altele, distruse? Da, sunt. 4 distruse. Așa. 4 și nici 5 nu mai este mobilată. Așa, pare a fi pustie. Abandonată cumva. Așa, deci Terra 8 și vreau să vă spun că a mai rămas foarte puțin uscat, da? Da. Adică în mijloc, acolo, din coace de zidul de gheață, unde trăim noi, foarte puțin uscat este. Este totul numai apă mare, oceane și din cauza asta puținele fâșii, cum ar veni, se construiesc pe niște... Deci construcțiile se fac pe verticală și sunt un fel de oraș aerien plutitoare. Da. Orașul ăsta pe care, în care construiesc ei clădirea se va numi Amarania cu Y. Așa. Și o să facă parte din sistemul Telus. Cu doi de el. Telus. Deci orașul e așa și Telus este, deci Amarania este suburbia lui Telus. Sunt 21 de orașe. Acel al 21-lea, deci este orașul Stea, cum a venit din mijloc, da. Cum este Telus, da? Mai sunt încă 6 sisteme, mai disting unul, Erichidia, cum este Telus. Da. Pegxan. Unul se numește Betel cu doi de el. Da. Și celălalt? Nicodenis. Par a fi populate de populații diferite, da? Mai sunt rasele, cele 4 rase, știi? Alb, negru, roșu, galben. Văd, de exemplu, sunt unii oameni cu piele portocalie. El îmi spune că ăia s-o trăviții. Că s-a intervenit, nu știu, asupra... Pot lucra medii toxice, radioactive. Așa. În fine. Deci, văd un fel de hartă suprapusă și sunt locurile de unde sunt răpiți. Oameni care dispar, pur și simplu, da? Este să nu mai bărbați și nu mai adulți pe, în locul ăsta. Fac naveta cumva la lucru, înțelegi, în corpurile astea. Da. Așa, nu... Zice că regulile sunt altfel. Dar de ce? De cine le-a făcut regulile acelea? Proprietarul acestui loc. Se numește Anaceu. Din ce rasă este? Din rasa lui An. Nu. Respectiv, marele mic. Așa. Deci este o extensie a lui Anu. Ar veni. Da. Fără să. Deci i-aș pun un să. Așa. Am și auzit replica, da? A zis că dacă nu așa, o să plecăm. A zis că nu am nicio treabă cu voi. Spune că sunt mulți ca voi vizitatori. Simt, percep că în corpurile astea de bărbați sunt suflete și care au fost în ultima viață femei, știi? Adică nu este neapărat obligatoriu să fi fost în ultima existență bărbat, da? Da. Da.
aici, în corpul ăsta, se numește Icrel, cu capa. Așa îl strigă ăștia, Icrel. De fapt, este un indicativ, e mare, iar Crel este un număr. Este echivalentul al nouălea. De ce este al nouălea din neam? Da. Așa se numărau neamurile în timpul acela? Al nouălea care a venit. Deci este din primele nouă rase, cum ar veni, da? Primele nouă neamuri, familii de vechi, pe Terra, da? Da. La început toți erau rude între ei. Și apoi s-au extins. Au fost aduși din altă parte, mixați. Înțeles că la fiecare reset mic, cel de 100 și ceva de ani, aproape 200, da? Atunci se mixează populațiile. Adică un număr de persoane dispar din viață și sunt aduse altele și mulți hibrizi, copii, cum ar veni. Așa s-a făcut în mod sistematic, să spunem, primesc informația în iuga noastră. Așa, deci au fost suficiente reseturi și ultimul în jurul anului 1806 vine, așa, când au fost aduse multe carcase. Da. Deci, la început, din câte înțeleg, în primele iugi, sufletele pe Terra erau foarte rare, da? De ce? Adică câteva. De ce aveau sistemul ăsta? Pentru că ei au făcut experiența asta, știi, ca să tenteze sufletele să intre în astfel de corpuri de lut, cum ar veni, știi? Să încerce astfel de experiență, au demonstrat că se poate, știi? Erau carcase la început. Da. Și înainte de carcase erau din aia, știi, înviați din țărână, cu suflare. Ceva inferior carcaselor, adică văd că nu aveau minte. Aveau mintea la Dumnezeu. Da. Nu aveau acasă. Erau sclavi făcuți din țărână, da? De aceea, ceea ce scrie la început prin scripturile alea se referă la acel tip de oameni, nu la oamenii din ziua de azi. Da. De asta, se zice, de asta nu se aplică în primul rând. Oamenii din ziua de azi nu sunt făcuți de Dumnezeu, anul ăla. Da. Așa, pentru că chiar nu sunt făcuți, ei vin direct din sursă, da? Unii vin de unde vin. Așa. Mi-arată că a participat la un fel de petrecere grotească, cu niște care, așa, alegorice, cu niște măști imense, niște entități pe niște care alegorice, cu limba scoasă, așa, roșie, și ochii bulbucați. Și totul se petrecea, cum să spun, deasupra este ca un grilaj, da? Ca și cum sunt umbreluțele în unele orașe, știi, deasupra străzii principale, dar sunt grinzi și între grinzi sunt ochiuri ca niște geamuri multiple, așa, ochiuri de plasă, știi, și pare că este un blocaj ca să nu fugă de aici sau așa ceva. Spune că... Da. Au găsit o modalitate să fugă? Se spune că mereu fug, da? Mm-hmm. Zice că este un fel de suflet duh, așa spunei, care se numește Dorotea. Și tot vine. Cine și... e în spate? Cam bate numele ăsta undeva. Da. Dă informații și ia sufletele de aici. Le fură, cum ar veni. Le fură. Văd un fel de zeitate păgână în spatele ei, da? Dar totul se face cu acordul ăsta, vezi, de treabă. E un fel de praf în ochii celorlalți, dacă se poate zice. Da. Îmi arată recompunerea lui, deci mergem înapoi. Înțelegi, de când ai ieșit din corpul fizic,
a participat la o judecată scurtă, că i-a spus că restul judecă la judecata de apoi, la Marea Venire, da? La Marea Venire în 2015. Da. I-a zis, păi, așa zic, uite din ce an vin și zic, n-a venit nimeni. Zice, ba, el a venit și se ascunde, spune. A venit și se ascunde pentru pe că unde lumea se a devenit, în Africa. Lumea a devenit rea. Așa. E băițaș abia. Da. Va fi botezat, este botezat încă. Din câte înțeleg, sunt un fel de protestat. Din aceea care își botează copiii mai târziu, știi? Și va fi botezat Israim. Da, în fine. Am spus că astea sunt povești de a dormi copii în lumea din care vin eu, da? Deci că nu se simte că stă de mult și a fost surprins că am venit. Nu se simte să plece? Stai să vezi. Deci, na. A venit... A venit dintr-o altă viață. De unde? Îmi arată o fată tânără cu părul lung, castaniu, așa, spre negru și este într-un cărucior de infirm și tot timpul are piciorul drept. Este prins, știi, cu multe chestii al pasului. Este rănită? Și cu un... Nu, cred că așa s-a născut și face operații de îndreptare. Ori îi lipsește din os, ori se înlocuiește și la ultima operație pe care i-a făcut-o la 27 de ani face sincopă și moare. Așa. Da. Se numea Amelia în această viață. Așa. Și a trăit în ce zonă? Da, nu știu, că îmi spune niște nume minunate. Stai să identific eu. Să verific informația. Mi-a zis Pergol. Știi, a indicat. Pentru că e o alte denumiri, vezi, e structurat altfel. Și trebuie să caut eu Pergolul ăsta. Da. În Italia. Aproape de Bari, undeva spre Mare. Așa. Așa s-a născut fetița asta, da? Da. Doctorii au spus că... Deci sunt totuși de origine franceză, părinții, chiar dacă trăiesc în Italia. Dar văd că lucrează într-o instituție ca și cum ar lucra la telefoane, telefonie, ceva legat de telefonie, știi? Așa, deci ambii lucrează de acasă și sunt destul de bine poziționat, să spunem, financiar, da? Da. Așa și, deci contractul financiar pe care l-au, entitățile implică nașterea unui copil cu dizabilități, da? Se spune că au stat în poziție defectuoasă în uter și piciorul, deci, a fost de la început a crescut luxat, îndoit, astfel încât parte din os este răsucită. Și i-au îndepărtat, din câte înțeleg, partea aceea răsucită și încet, încet i-au înlocuit bucățică cu bucățică. Unele grefe de os nu au ținut, nu au reușit și au trebuit înlocuite. De asta a făcut pur și simplu, deci erau îngerii acolo, în jurul ei, știi, și i-a plecat cu ei, n-a mai vrut să se întoarcă doar în corp, da? Și a spus că viața de Amalie, deci, plătește pentru păcatele din viața precedentă, da? Da. Și păcatul cel mai mare care era? Al lui și al soției, lasă, afară de altele, da?
că am mai mințit, am mai furat din tarlale și așa mai departe, este că și-au vândut fiul pe geam când era mic la demon, la entitate demonică. În schimb de ce? Ce i-a dat la schimb? Deci ei au făcut lucrul ăsta pentru că așa se proceda pe atunci la țară. Deci când erau copii foarte bolnavi, erau femei de astea, moaștere, așa, știi, care m-a spus eu bine, moaște, până la urmă, nu m-a luat gura pe dinainte degeaba, da? Așa și așa i-au învățat. Știi, și cumva i-au schimbat și numele în momentul ăla când l-a dat pe geam. Și din momentul ăla, deci el a devenit sănătos, dar a trăit o vreme cu un compozit, da? Pentru că compozitul era adus de demoniac din iad și furniza energie și informații demoniacului, da? Am perceput și unde este fiul lor, da? Deci l-am văzut într-o robă așa crem bej, așa lungă și cu o glugă în cap. Era cu fața foarte tristă, parcă era plâns așa, înalt, oarecum luminos. Avea un brâu mare. Și mi-a spus că de a să-i dea informații de la mine, nu se știe așa, și deci a luat pachetul acela de informații și a zis că trebuie să văd ce este cu mine pentru că au venit două ființe înalte din spate. A venit să-l ia? De ce au venit? Nu, l-au închis într-o chestie așa, care s-a închis așa, unele înalte. Da, a luat informații oricum. Da, a luat informația, pachetul este la el și fac așa semn să plece, dar el a spus că o să asculte aceste informații. Și deci, acum bineînțeles că este și ea și fosta soție, știi? Parcă îți veniți la Marea Judecată, anul ăla de crem, știi, aici. Deci, se pipă, dacă se poate spune așa, se ating unul pe celălalt pentru că s-au recunoscut ca suflete, da? Da. Așa. Ea este mică la corp și bătrână. Deci corpul ăsta care l-au dat temporar este de bătrână. Parcă am bătrânit deja în corpul ăsta. Nu este corpul care l-a avut în ultima viață nici la ea. Ea a fost prins într-un vis continuu. Și-a eliberat-o ca să-și vadă păcatul cum ar veni pentru care stă. Acum ea înțelege. Toți anii ăștia, deci... arată... Deci ei, cum să spun, nu comunică telepatic în cuvinte, ci mai mult în imagine, au un mod special, știi? De acum trebuie să stau să interpretez, să stau să... vorba vine, să interpretez imagine. Decodific, mai arată amândoi o piață, o munte. Este atât de înalt locul ăsta încât practic mai toată ziua este acoperit de acel abur albastru, știi, de nori. Așa. Și deci par a fi fugiți dintr-o comunitate. Aici sunt tineri. Sunt tineri, iar bărbații toți au mustață, barbă și plete. Știi, adică au părul lung ca femeile, dar numai că ei lasă drept, cam ondulat părul pe la toți. Drept, rar sunt câțiva. Și, deci, poartă niște rase așa gri. Par a fi dintr-un ordin și a fi expulzați de o societate, să spunem, pentru credința lor, da? Da. Da, deci ei s-au conectat cu o entitate, le-a vorbit această entitate prin gura unui copil de 3 ani, așa l-a canalizat, și se numește Balahel. Deci este un el, entitatea aceea, da? Și deci acel Balahel le-a spus că Dumnezeul acela în care credea comunitatea este un Dumnezeu mincinos, așa, și că el este trâmbița adevăratului Dumnezeu. Da. Dar nu știu ce e cu comunitatea asta, pentru că
crucile lor sunt întoarse și mai au o linie. Înțelegi? Deci cum întorci crucea și mai are o linie mai mare, bara a doua, o bară mică și una atâta nu vreau să arăt. Așa. Deci nu este Dumnezeu care e biblic cum ar veni, ci un alt fel de entitate. Și deci cei care au crezut s-au dus în grota asta, s-au refugiat. Ceilalți s-a rupt societatea asta, comunitatea asta, s-a rupt în două bucăți, cum ar veni, da? La unii le-au rămas familiile acolo, chiar și copiii, știi, au fugit instantaneu, cum au apucat. Și ei nu se atacă între ei, cumva își respectă teritoriul, dar le-au expulzat aici unde este destul de grea viața, da? Și spune că amândoi au venit în această comunitate. Da. Ea se numește Actil și el se numește Amaru. Uh-huh. Amaru. Da. Așa. Și deci amândoi și-au pierdut familiile prin exodul ăsta. Și până la urmă spune că Balahiel le-a unit în legătura sfântă a dragostei, da? Da. Și când comunitatea asta cât de cât se adaptează și își urmează cursul, că până la urmă îi ajută viziunile astea pentru copilul care avea viziuni și vorbea cu el, de fapt o carcasă de toată frumusețea, anulând de cream, așa, deci continuă să îndrume, știi? Și până la urmă, deci, ei descoperă un fel de tunel, știi, care duce într-un sistem de locuințe subterane. Locuiește cineva acolo sau sunt lăsate? Nu. Pare a fi un loc al reptilienilor, fie bărbatele. Așa îl simt, simt mirosul lor și simt și urmele lor energetice, da? Dar vreau să spun că e destul de bine amenajat și pe mai multe etaje. Și are și aerisire afară, știi, ca să aibă aer. Uh-huh. Cumva cresc plante, dar sunt verde deschis aici înăuntru, pentru că sunt și apă, tu știi ce ape curate și frumoase sunt, ca niște lacuri, ca niște depozite. Și atunci comunitatea asta se dezvoltă acolo, știi? Însă da. Nu fac copii. De ce? Nu prea nu fac, sunt nu lăsați? Nu se pot, văd că ei au fost selectați de către Hrel ăla, așa, de către elul acela și ca și cum li s-ar fi pus cât un nix la unii să nu fie productiv, da? În schimb, ea face de două ori câte trei gemeni și la a treia sarcină face patru copii. Da. Dar la fiecare sarcină gemelară numai unul este suficient. Da? Ceilalți sunt altceva. Așa. Îl văd parcă s-a împerecheat cu ea, entitatea asta. Parcă a intrat în corpul, s-a împerecheat cu ea și a făcut ceilalți copii cumva. Da? Da. Bun, deci ea este considerată binecuvântată, cum ar veni anul de greu, în comunitate. În schimb, vezi tu, deci nu este chiar locul propice să facă atâția copii unul pe altul, știi? Uh-huh. Așa că, astfel încât el, deși el sprijină comunitatea foarte mult, întâmpină dificultăți și slab, la un moment dat ei se duc și vânează, văd că târâie și lemne acolo, fac focul, în fine, că înăuntru pietrei nu este lemn, da? Deci trebuie să încălzească, deși practic să gătească mai mult, așa, pentru că în rest, fiind sub pământ, nu este foarte frig. Așa, și la intrare, mai în zonele de la intrare, înainte de tunel, este camuflată locul unde stau ei, știi? Bine, da. Slăbește, în fine, fizic foarte mult și la un moment dat se duce, moare, știi? Și deci este judecat el
când pleacă din viața asta, chemat de elul ăsta, de așa, și spune că nu s-au opus ispitelor trupești, că a făcut atâția copii cum ar veni. Și zice, binecuvântare, binecuvântare, nu ți-ai dat seama, ai văzut că a făcut odată atâția, ai văzut că a făcut a doua oară atâția, și zice, și a treia oară, așa că nu erau metode de contracepție, da? Adică cel puțin nu se foloseau în comunitatea asta, da? Așa, și se spune că un număr de 67 de vieți, indiferent că va fi bărbat sau va fi femeie, va fi steril, știi? Apoi, mai târziu, o să lese, în da. 32 de vieți mai târziu, face contract cu un demoniac care îi dezleagă sterilitatea chipurilor, dar bineînțeles că tot ăsta are cheia sterilităților, da? Parcă trimite, cum să spun, decodifică două, blochează o parte din scărițe, ca și cum mai pune o preliște, știi, neagră, da, între spiralele lui de ADN. Bun, și când moare ea, o judecă pe ea, da? Spune că ea s-a îmbrăcat provocator și se purta provocator ca să-l ispitească pe bărbat, în loc să-l lese să-și vadă de treburile lor de bărbați, îl ispitea cu trupul și cu prezența ei. Și că ea l-a băgat în pământ și copiii, știi? Și atunci da, zice că toți acești copii, da? Deci am zis că a făcut de două ori trei și odată patru. Deci 10 copii, da? Dintre care numai 3 suflete, da? Toți acești copii și ea sunt blestemați o vreme, știi? Așa, zice că hai că fie, că primii 3 sunt din fructul iubirii, dar nu trebuia să mai continue, știi? Așa, și au o karmă mai ușurică, da? Așa, și deci o pune să semneze un contract în numele tuturor, da? Da. Astfel încât ea prin vieți, de-a lungul vieților, ei se mai întâlnesc exact la dezlegarea fertilității lui în a 32-a viață, se reîntâlnesc, 31-a. Așa. Și între timp ei au făcut cu alte ființe și cu alte entități, știi, și-au făcut experiențele. Așa. Și astfel încât, deci, ea aduce pe lume, cum ar veni, întreține multe carcase, da? Deci se spune că la acele suflete le este frică, știi, ca să mai vină pe Terra. Da. Și ea trebuie să protejeze mai mult acești copii și să le dea din energie ei sufletească. E blocată, îi crede, da? Da. Și după viața asta au judecat-o iarăși. Deci asta a fost tot timpul, ea, până în ultima viață, da? O văd că o judecă pentru că s-a dedicat celor lumești, da? Adică a uitat, era ea credincioasă în felul ei, dar nu dădea așa de multă importanță cât ar fi trebuit, da? Da. Și ai găsit ceva? Ce este? Nu, și adună, am învățat-o să-și adune fotonii. Și să purifice înainte de a reintegra. Da. Da? Da, deci să ia informația toată. Știi, parcă trece pe un drum cu camere, cum ar veni fiecare dintre ei, și pun pe braț dosare, știi? Informațiile despre ei. Am spus să în urmă să pună foc, să ardă, da, și Baphomet spune că aceste suflete, după ce ar fi împlinit eonul, adică se referă la ani cu cifre rotunde, cum ar fi fost anul 1000, 2000, etc., da? Da, anii ăștia de tip rotunzi, așa, la fiecare al șaselea nu există. Așa am primit informația. În fine. Așa.
o legătură cu anul 338, când este sacrificarea dragonului imperial. Ies niște triburi ciudate, un amestec, vine să spun între mongoli, chinezi și europeni ceva, așa, pe teritoriul actualului Tajikistan. Da. Așa. Și deci prind entitatea asta pe care alții îl zeificaseră, așa, printr-un sistem de plase vrăjitorești, nu așa, oarecum îl blochează și îl sacrifică în fizic, da? Da. Acest balau roșu vroia copiii de mâncare, ca în poveste, da? Se hrănea cu corpuri, cu sânge fizic, cu așa, și cu, și cu energie, și le cam depopulase zona. Și atunci s-au grupat, se numesc actamurii ăștia. Da. Deci sunt fel de viteji ai comunității și sacrifică balaurul, da? Așa, și el este, a, ca urmare, cum ar veni mama acestei divinități, chipurile, adică șeful lui ierarhic, practic, îi împietresc, da, știi? Este ca și cum i-ar lipi un suflu de armă nucleară de stâncă și le amestecă structura moleculară, devin una cu stânca. Să mai cunosc semne din ei, știi? Îți lipiți de stâncă, sunt una cu stânca. Adică vezi o beretă, o bucată de deget, o bucată, adică imaginea, dar culoarea este aceeași, practic. Una cu piatra, știi? Și deci are, ei trebuie să dea energie acolo și acum așa da seama că tot trăgându-și, știi, părțile, compoziții, atașamentele din toate viețile și a dat seama că întotdeauna a turnat energie acolo, da? Da. Iar ea în acea viață pare să că a fost mamă, l-a născut. Și deci vinovăția nu este numai asupra faptelor fiului, ci asupra pântecului care l-a adus pe lume, da? După cum a fost și în celelalte. În fine. Și deci își retrag și de acolo. Am spus să-și curețe toată informația, toate, da, gândurile, tot ceea ce... N-am spus gânduri. Ce este? Ce, sau ce a apărut? Este ca și cum toată omenirea, înțelegi? Sunt gândurile unei entități foarte mari. Uh-huh. Tot ceea ce... Adică locul ăsta... Nu vreau să mai spun cuvântul la metri, știi? Mini scena asta, maxi scena unde se... dezvoltă tuturor în centru este acea entitate mare care vrea să absoarbă tot și parcă toți, nu chiar toți cei treziți, nu sunt legați de fire invizibile, ca și cum, uite, dacă nu pune laba pe suflet, știi, pune, îl ține în corp și tot poate intra la el și îi ia energie, pentru că corpul are nevoi fizice, iar el creează, este impropriu spus, precum sursa la fiecare suflare. Anulăm de cremă, emite nanoboți, știi, nebenefice, care creează și ragurile, știi? Și spune că, adică ei abia acum se uită încoace, știi, ce s-a întâmplat încoace. Și spune că lumea asta oricum nu este un loc foarte plăcut și că într-un fel sau altul e mai bine că cumva li s-a dat opțiunea să se întoarcă imediat pe Terra, spune. Și zice că acum când se uită mai bine, cam nimeni nu se înfinge să mai vină imediat pe Terra. Adică pleacă să fie exploatați, dar până la urmă, zice, pe Terra mai au o șansă să mai afle o informație sau spune, viața este grea și anulăm de crem și se fac prea multe promisiuni cumva și se întorc împotriva celor care le-au făcut și trebuie să vină în mod repetat. Cert este că și ambele variante, spune, sunt la fel de toxice la urma urmei și asta se întâmplă pentru că, practic, sufletele
Și știți, ca niște copii buni care se joacă cu copiii răi, crezând că copiii răi, știi, vor avea, până la urmă, vor deveni buni ca ei, știi? Adică vor învăța purtările și iubirea de la ei. Dar copiii răi sunt, vorba vine, înțelegi? Cu intenții așa. Deci copiii răi sunt fabricați așa ca să fie așa. N-are cum să intre lumina înăuntru dacă... Adică degeaba ai rețeaua electrică, să spunem, dacă în fasungul este un bec montat. Da, da, care să pornească. Fasungul ăla nu luminează singur. N-au constructul necesar, da? Și uite că din joc în joc, fiind invidioși pe ceea ce poate să facă sufletele, s-au amestecat, apoi s-au ascuns când sufletele au pornit rebeliuni majore, că sunt destule în istorie, destule război în istoria reală. De multe ori sufletele s-au întors împotriva lor. Și apoi, din câte înțeleg, de la Iuga 3, încoace au aplicat divide timpera, știi? Adică dezbină și stăpânește, știi? Adică și-au dat seama că fiind o singură clasă și un singur asupritor este mai ușor ca prin generație, cumva prin câmpurile morfice să transmită, știi? Așa dacă informația este amestecată, îți vreo 80 și ceva de religii și 80 și ceva de Dumnezei, na. Da. 86 primesc răspunsul, da. Dacă calul ăsta nu mai este niciunul, ci că a declarat deja, da. Așa. Și spune că tu vezi, deci arată un fel de gaură, da? Să vă spun. Scuzați expresia, este ca un anus exact. Așa arată gaura asta, știi? Deci încoace este, o să vă spun, în stânga, cum ne uităm, este universul plin de strălucire, da? Da. Dacă vreau, eu îl colorez, după cum am spus, lumină și culoare, fiindcă mie îmi place. Rețelele, legăturile, vă știți, deci, sunt legături între planetele astea și galaxiile astea vii, cum sunt legăturile moleculare între atomi când te uiți prin aparatul ăla, că nu mi-aduc aminte cum se cheamă, așa. Microscop. Și microscop, așa. Și, deci este totul viu și plin. Timpul camerei are o loc ca o feliere, o radicare de lumină, bine să spun, știi? Deci când deja îi scad în mod treptat, știi, frecvența, ca să poată zări, vedea entitățile, da? Și entitățile le înfățișează multitudini de lumini în care ei pot experimenta, da? Da. Unii trec în mod organizat poarta asta. Unii mai curioși fug. Așa, știi? Și aparent ar fi trebuit să fie dați înapoi. Știi? Dar reușesc să facă nu știu ce mișmașuri chipurile. Că le asigură, ca și cum le-ar asigura vreun lux. Da? Știi? Întrupările și așa mai departe, da? Unii se întrupează niște ființe de cristal, da, care stau înțepenite în niște locuri și numai în fir din pieptul și din capul lor, deci se duce la un corp anume. Vezi, ăștia care carcasele, care luminează. Deci chestia asta cu carcasele a mai fost făcută, da? A fost făcută de suflete ca să încerce, da? Până a devenit o lege pentru ei, în fine.
Da. Da. Și este că spun că da, acum au destul o conștiință de sine să-și vadă toată paleta de experiențe, pentru că au trecut și au reciclat tot ceea ce era de reciclat în ele, da? Da. Așa. Deci tu știi că ea are o bucată de esență într-o broască țestoasă uriașă pe insula. Mai sunt și alte bucăți de esență acolo sau numai a ei? Ba, sunt foarte multe, toată comunitatea asta este o insulă, da? Deci e un arhipelag, nu știu, nu cred că e în zona care o cunoaște. Se numește Acaba, a Marea Mică și Capa, da, arhipelagului, și în timpul nostru, știi? Și deci e foarte mare, mare, așa mare. Așa, și deci văd că sunt niște copii, au patru degete, sunt umani, fără chestia, patru degete și picioarele cam butucănoase, laba piciorului groasă, așa, grăsuță, bombată, știi, și patru degete. Sunt, în rest, nu-i deosebești de oamenii, au privirea goală, n-au strălucirea, da, sufletului, da, e clar. Și deci îi folosesc drept divertisment, știi, le folosesc. Da. Da. Zice că corpul ăsta pare a avea, nu 300 de ani, cum se spune, ci în jur de 500 sau 700 de ani de broască țestoasă, da? Da. Și zice că... Și da, și retrage, știi? Văd că iese din litoral, așa, cu apă, parcă se scurge pe margine, așa. Are o culoare nefirez de albastră și ea iese și văd că a mers câțiva pași și acum a căzut pe parte. Și spune că se simte atât de bine că s-a retras. Acea parte era atât de mult îmblocată și în tot timpul ăsta nu s-a simțit completă, da? Și spune că chiar și în visele, în trăirile ei, câteodată îi veneau imagini, dar niciodată nu s-a văzut pe sine, că știi că are labe de broască țestoasă și peste broască țestoasă. Și vedea peisajele, știi? Înainte. Da. Așa. Deci, e un fel de ștrand prins între două coame muntoase, dar apa este extraordinar de curată aici. Nu știu, parcă nici nu e reală apa asta. Da, în fine. Și, și a retras tot și văd că tot așa iese printr-un dispozitiv ca o piramidă neagră, acea bucățică, știi? Și ne ștergem amprentele energetice, am închis tot canale, da, portale. Asta vreau să spun, că ce? Ei o recunoști pe Giva și le mulțumesc. Mulțumește, spune că știa. Și ea le trimite un mesaj. Da, așa că îi iubește. Da, iubit în acea viață, da. Dacă suntem gata atunci, ne despărțim părțile terce, o de cealaltă, curățăm câmpurile morfice, tăiem conexiunile nebenefice, așa, anulăm contractul, înțelege aceste sesiuni, curățăm locul de reziduri, ardem tot, nanoboți, rezidul ce s-a creat, închidem portaluri, canale. Da. Bun, iar într-un moment, lăsăți număr de la 1 la 3 și deschizi ochii în mod natural și 1, 2 și 3. Deschide ochii și te simți bine. Nu mă simt deloc. Și știi de ce? A.